emisiuni din acestea cum este acest singur post de televiziune, cum e DTTV-ul și OTV-ul, și el are, pentru că am intrat și acolo și am expus aceeași chestie. Eu din primul moment, dacă vă aduceți aminte, am intrat în direct și v-am zis, dumneavoastră, acest individ a fost eutanasiat pentru ca să păstreze o aură de glorie, acel idol, idolatria, acei idol falși de care spune Scriptura. Din primul moment v-am zis chestia asta, că este unul dintre acei idol fabricați care nu fac altceva decât să atragă după ei mai multă moarte, acea sinucidere, acea cădere în absolut ăla de urinoterapia lui Grigorian Bihorlaru și așa mai departe. Ăștia sunt, fără niciun fel de discuție. Uitați-vă, tot așa ca o notă, dezvăluiri șoc care apar, au apărut duminică 28 iunie, nu? 2009, o vedeți aici titlurile. Probabil că o să apară și în presa noastră. Vedeți? Se vede? Da, puțin mai... Da, foarte da. Corect. Era homosexual și era controlat de o organizație militantă Națiunea Islamului. Da. Și noi vorbim aici... Iar cea mai bezmetică știre în care ne dăm seama, e foarte clar că papa însuși este un slujitor al lui Bahomet, este năstrușnica idee a unui papă tembelizat care spune că propune să-l canonizeze, atenție mare, pe Michael Jackson. Absolut, e foarte bine gândit. Eu când am citit această știre, eu am zis că nu e adevărat, că gata, e deja Apocalypse Now și că nu... Da? Imediat. Da, și că... Nu știu, aș vrea să vă completez aici cu lucruri mult mai dure, pentru că ne îndepărtăm de un subiect care s-ar putea să... Ne costă mult dacă nu l-analizăm și nu-l disecăm. Acest idol, care probabil pentru foarte mulți a însemnat zeci de miliarde de dolari în industria muzicală americană, a fost, din punctul meu de vedere, dacă stăm să analizăm ce au făcut înaintașii lor, dacă ne gândim în perioada lui Hitler, exista un doctor Mengele care făcea experiențe pe oameni și încerca să obțină rasa ariană pură, acel tip blond cu ochi albaștri. Haideți să vă spun ceva. Iertați-mă puțin. Au descoperit că de fapt acea rasă ariană pură e vorba despre acei Bilderbergi care știți că conduc. De fapt ei sunt neevrei care vor să se cheme evrei, dar ei sunt neevrei. Și atunci ca să-și piardă urma neevreismului din ei, au vrut să creeze o rasă pură. De-aia și trecut la exterminarea evreilor care spuneau, bă, voi nu sunteți evrei puri. A zis, pac, pe ăștia exterminăm primii că s-ar putea să ne recunoască. Absolut. O să vedeți mâine că aducem alt documentar unde o să vedeți cum regina Angliei și alții, de fapt, numele lor, pentru că știm foarte bine că Yiddish înseamnă foarte bine cu limba germană. Și o să vedeți cum la rădăcina acestor neevrei care se dau drept evrei, este de fapt această rasă germanică care a umplut Europa, mai ales în, haideți să spunem, în țările cu tradiție în ale regalității, da? Monarhiei. Monarhici. Vedeți, și arată în acel documentar cum regina, fosta țarină a Rusiei, seamănă foarte bine cu Elisabeta, cum Elisabeta seamănă foarte bine cu regina Suediei, cum regina Suediei, și toți sunt înrudiți. Au nasul ușor coroiat și vor să-și îngroape un anume lucru sub masca unui arienism care de fapt n-a existat niciodată. Da, absolut, asta s-a încercat. De fapt, chiar și filozofia celebrei doctrine arianiste apărută de mult a încercat tot timpul să inoculeze chestia asta și până la urmă Hitler a încercat chiar să o implanteze în inimile noastre, dar noi neștiind, dacă nu vedem acel serial cu societățile secrete, că de fapt Hitler a importat aceste chestiuni din America masonică, îți arată clar că banchieri americani de i-au stimulat aparatura de război, industria de război, au venit sume uriașe de acolo, și către Japonia, și către Germania,
pentru ca să existe acest conflict, să moară acei oameni nevinovați. Cum de fapt s-a întâmplat și în 1992, dacă țineți minte, primul contact între America, lui Bush, tatăl, cu acest Saddam Hussein din 1992 a dus la acel groaznic sindrom al Golfului. 3.000 de rezerviști americani s-au sinucis pentru că s-au făcut pe niște experimente, cum s-a făcut și pe Michael Jackson, acest negru superb, care cred că era un negru perfect. Dacă mă uitam eu la copilul Michael Jackson, arăta atât de armonios, era un copil de lui Ham, nu? Era un fel de Obama, efectiv. Mă încânta prezența lui și față de acel om mutilat cu un corp deosebit de alb și acel om care a făcut disecția păr se uita și nici vrea să creadă ce cu pielea asta. Niciodată în viața lui el n-a văzut o piele atât de albă. Vă dați seama că acest Mengele american care face experiențe de oameni și face tot ce a făcut, la ce ne expunem, că aceste experiențe se fac pe noi, pentru că ieri, numai de vreme de ieri, s-a amintit că zeci de mii de români care sunt bolnavi de diabet și iau un anumit tip de insulină s-ar putea să facă cancer, pentru că respectiva insulină este cancerigenă. Ca de păi fapt, se vrea, de fapt, ce se vrea? Se urmărește ca aceste elite, între ghilimele, acești copii al lui Satan, alo? Da, cred că nu mai este domnul Nicolae, din păcate. Așa, în sfârșit, ca acești copii, domnul Nicolae, reveniți, ca acești copii al lui Satan, ce se întâmplă cu ei? Să ni se ia sufletul. Ei sunt, de fapt, niște mașinării goale. Ei nu mai există. Never. Ei acolo sunt nac-nac. De-aia trebuie să ne rugăm pentru chiar și pentru sufletul Michael Jackson, Dumnezeu să-l ierte, pentru că nu a știut ce face.